Din motive tehnice, Societatea Vitalesa, Agenția Sighetu Marmației, anunță reprogramarea întreruperii furnizării apei potabile în orașul Sighetu Marmației din data de 11 septembrie pentru data de 12 septembrie. Furnizarea apei va fi oprită în tot orașul Sighetu Marmației miercuri 12 septembrie între orele 9:30 și 14. Societatea solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat. Vă reamintim că echipele de intervenție vor acționa cu promptitudine pentru ca disfuncționalitățile apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediate în timp util, iar utilizatorii să poată beneficia de servicii la parametri optim, se arată într-un comunicat al Societății Vital. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, consumatorii pot suna la dispeceratul societății la numerele de telefon afișate pe ecran. Ministrul Educației a declarat că de la 1 decembrie profesorii vor primi un spor de 10% pentru supra-solicitare. Ba mai mult, de la 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiții vătămătoare. În anul 2019 se va acorda și un sfert din ecartul între salariile prezente și cele aferente anului 2022. Practic, în anul 2022 va exista o creștere în medie în sistemul preuniversitar de aproximativ 90%, comparativ cu salariile din 2016, anunță ministrul Educației. În Maramure sunt circa 5400 de profesori care vor beneficia de aceste facilități, ne informează Inspectoratul Școlar Județean. Administrația Națională de Meteorologie a transmis prognoza de vreme până în 23 septembrie în regiuni din țară. În Transilvania, vremea se va păstra deosebit de caldă pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la valori de 28 de grade Celsius. Pe tot parcursul celor două săptămâni de referință sunt estimate valori de temperatură peste cele climatologic specifice perioadei din an, cu maxime de 23-26 de grade, media regional, iar intervalul 13-15 septembrie va fi caracterizat de o vreme deosebit de caldă, cu o medie a valorilor diurne de 25-28 de grade. Regimul termic nocturn, în medie de 7-12 grade, va fi apropiat de cel normal la începutul intervalului. Apoi și temperaturile minime se vor situa în general peste cele medii multianuale. Aceste valori sunt valabile și pentru județul Maramureș.